Dacă un bărbat sau o femeie trăiește în curvie și nu are o descendență preoțească, trebuie să fie omorât în public cu pietre. Și acolo zice Dumnezeu, vreau să stârpesc răul din mijlocul tău. Uitați-vă cât de cinic, cât de drastic vorbea Dumnezeu. Uitați-vă ce atitudine avea Dumnezeu împotriva curviei. Sfântul Pavel spune: Este singurul păcat care presupune derularea păcatului în două trupuri. Niciun alt păcat nu este comis de două trupuri deodată. Spunea fratele Claudiu foarte bine: consecințele curviei sunt alarmante. În epoca Noului Testament, chiar dacă ai fost în neștiință, să știți că păcatul e iertat. Dar unele dintre consecințe te urmăresc o viață întreagă.